și trebuie să o luăm pe roșu. Am un nebun uitat. Girând după la stânga, după la dreapta și te bagi. Bag. Turnește, nu mai e. Mai merge și pe roșu, dacă s-a blocat. Cine a înghețat semaforul? L-a înghețat pe jos și a înghețat semaforul. Ia, Di! Baftă, Di, să dai golul, da? Vezi că te înregistrezi, da? Aurel cu Gabe în spate, a venit cu BMW-ul toți. Uite ce frumos e afară. Uite cum ninge. Astăzi, prin 16 februarie 2022, acest filmuleț este dedicat pentru Dylan. Are meci acum, în 10 minute. Bamba, Sesam, deschide-te. Sesam, deschide-te. Fotbalistul number one, D. Number one, D. Salutare, prieteni, urmează meciul lui Dylan. Ei, nu vezi și tu? Am vezi și tu. Vezi și tu, da? E tot mixt? Da. Tot mix, da? Hai, lasă-l pe tine, încă. Da, lasă-l pe tine, facem încălzirea. Te întâlnim jos. Te întâlnim jos, Dylan. Da, mă, că eu așa fac filmare aici, e primul. Așa fac eu mereu filmările aici și zic că începe meciul lui Dylan, doamnelor și domnilor. După aceea vedem când s-a terminat, Dylan o să dea 3 goluri cel puțin. Hai, bam, bam, hat-trick Dylan. Am ajuns la Field House. Nu știu că o să termine meciul acesta. Am uitat și aici o drăculie. 4-3. Șut. Uite ce șut a dat. Și cioaca a dat. Echipa lui Dylan joacă cu echipa lui Basil. A venit și John. O știu pe John care juca la Gabe în echipă și asta de aici. Hamish, cred. Echipa lui Dylan. Nu pare în formulă completă, dar ia, sunt 3-6. Bun, bun. Uite că aici. Ia, ia, cu mâna asta. Paul Basil, brazilienii echipei sunt 3, mamă cât au, 3, 6, 9, 10, 5. Gabe este accidentat, avem cu Aurel. Începe prima repriză. A fost un meci înainte, să se schimbă și dacă acasă. John titular, Hamish la fel, Basil îl văd pe bară, au 3 rezerve ăștia, în schimb ăștia au decât o singură rezervă, se pare că din asta pe bară deocamdată. Joacă cu 3 fete, 3 băieți, echipa Braziliei joacă cu 2 fete și 4 băieți. Hai să înceapă meciul. O veni negresă la amândouă. Meciul. O tăpă negresă. Sigur trage la poartă. Uite lui Masa acum apasă. Uite pe Martin. A doua oară când stă în poartă. E slab în poartă. Și în atac. Uite pe Antonio, a pierdut mingea, a recuperat-o, pase cu echipieră. Wow, ce șut! Amiș, pasă în adâncime, la Țupi Țupi. Uite, uite, o să a jucat la echipa lui Dylan, uite și pe
John a pierdut mingea. John nici acum și-a revenit de la accidentare, are o problemă la picior. Joacă accidentat. Ops. Uite frumos aici, fetele între ele, pase între mamă și fiică, asta caută să șuteze, uite că da pasă, a ies cu adron. E bun asta, uite, cu 3 oameni, a și pierdut-o. Pare a fi o meci de finală. S-ar putea să cadă și în finală cele două echipe, că sunt foarte bune. A jucat și Gabe la ei. Ultima oară, Gabe s-a accidentat. Gabe, dacă nu era accidentat, juca și el. Au trecut 3 minute din meci. 0-0. Pasă în adâncime, mai degrabă a căutat poarta decât a fost, decât să fost pasă. Mă enervează că se aude muzică, trebuie să vorbesc mai tot timpul. Sper că nu se aude pe fundal. Martin acum, balon. Ăștia nu știu că Martin e slab în poartă, Antonio atacă, a intrat și Dylan. Și a făcut apariția Dylan cu ghete roșii. Au uitat, a intrat baza echipei. Bazil încă așteaptă să intre. Oh. Normal că nu țin cu Basil, dar vreau să văd un meci frumos, cu goluri. Hai Dylan, șut. Gol Dylan, bravo mă. Am spus că o să dea 3 goluri, cel puțin. Am prins momentul golului. Intră și Basil în locul lui John. John m-a recunoscut, m-a întrebat ce faci Cristi. Nu m-am crezut că e un român în spatele meu. Uite pe Basil. Amici, sus la sat. Dylan acum. Abia e gata, a deschis scorul 1-0 pentru echipa americanilor. America cu Brazilia. Bravo Dylan, frumos. A ieșit portarul din poartă. A greșit acum, dar trebuie să tragă de la distanță la Antonio. Asta șutează acum. Sigur de gol. Da, da, gol a dat în portar. A ratat-o. Pe Basil. Și spectatori de la celelalte două echipe care s-au jucat înainte. Bravo Dylan, hai! Pasă la agatica asta care am prins-o eu cu cameră, că se schimba. M-am uitat și eu la bombeu.
orice șut pe spațiu, porții, pe mijlocul porții. De fapt aia care se schimba e în echipa Braziliei, nu la ăștia, seamănă între ele. Uite aici, îmi place că sunt și gagici care joacă fotbal. Uite-o pe asta. Șut. Uite și pe țupi-țupi. Pasă bună lui Bazil. Hai de capul meu. Fetele sunt slabe la echipa Braziliei. Șută lui Antonio. Bine că stai acolo. Este un gol. Să nu l-a dat. Bine la balon. Uite, asta e gagica aia care se schimba. M-am spus că seamănă între ele. Mai sunt 15 minute din joc, din prima repriză. Ori un gol în 8 minute. Pe Bazil, pasă greșită. Ai squadron cu Dylan aici. Cu Antonio, de fapt. Portarul pare destul de slab, dar nu-i să trag șuturi. Bazil. Noroc a avut Martin. Pasă pe Antonio. Antonio vrea să șuteze, dar a văzut că pasă. Dylan se trebuie să recupereze. A trecut gagica asta de el. Pentru moment. Minge la Dylan, Antonio. Bravo Dylan, două goluri. Ha, mă, ce a făcut Dylan? A venit la recuperare, a luat mingea, a preluat, a dat gol. A intrat și Jonah acum, drum care m-am ținut minte. E disparat să dea și el un gol. O să se duce în față, să știe că înregistrez și pe YouTube. Hai Hamish, de pe lângă. Toată echipa lui Gabe. Și-a făcut o altă echipă de jucători. Fete și băieți. Echipa mixtă, cum să spun. Ream concentrat la fază. Hai Dylan. Deci avem 2-0. Golurile lui Dylan. Dylan cred că dă mai mult de 3 goluri. Noi am zis că cel puțin 3 goluri, dar face un hat-trick, cel puțin. Poate chiar în prima repriză și în a doua să mai facă un hat-trick. Dacă dă 6 goluri, cum se spune? Six-trick. Hai mă! Șutul lui Antonio, direct în portar. Uite pe John. Hai John, că vreau să dai și tu un gol. A dat pasă bună, John. Oh. Hai
flower ăsta. Asta. John vorbește cu cacica asta. John e singur pe partea dreaptă. Am băgat viteză. Dar poate să fie și pe la Dila. Dila se descurcă. E greu să iei mingea la Dila. E chiar imposibil. Și în vână Dila. 3-0. La Squadron. Supăra portarul. Afară ninge, afară e frumos, am venit cu BMW-ul, cu Aurel, a condus Dylan. A intrat iar Bazil. Opriți-mă muzica, că nu vreau să am probleme cu YouTube-ul. Adică... cum mai mi se punctează. Cum aud ăștia muzica, cum... nu mai este generare de bani. De-aia nu mai plouă, de-aia nu mai pot eu. Vreau să văd un meci frumos și cu muzică și fără. Nu contează. Mai sunt 10 minute din prima repriză. Au trecut 13 minute pentru că o repriză are decât 23 de minute. Uite acolo Hamish. A luat mingea celui mai bun. Bazil pierde la Antonio. Descurcă Antonio. Aici. Pe de-o parte țin și cu echipa lui Bazil, dar nu am ce să fac, țin cu nepotul meu, cu Dylan. Chiar dacă își fac ei la echipa lui Bazil, tot cu Dylan ținem. La 3-0 își permis să joace în pasă. Eloare. Shoot. John pase, mai mult șut spre poartă, șut la poartă. N-au ce să facă la echipa lui Dylan. Dylan este campion. Wow, Roce acolo. Mantinela s-a jucat acolo, lovituri, ca la hockey. Îmbrânceni. Pasă greșită. Ia să vedem șut aici. Hai de capul meu. Șutează asta din orice poziție. Nu știe să dea pasă. Bun asta. Bun Squadron. O, ce. Se cade pe minge, n-a fost nimic. N-a fost nimic. Chiar n-a fost nimic. Uite cum am zis în fața mingii. Mamă, ce l-a rupt ăla. Mă rog că s-a întors cu spatele, uite și cu Bazil. Shoot de la distanță. O, era gol mondial asta.
bazin știe că înregistrez, aceea și șuta de la distanță, să fie un super gol. Mai țupi. Cotă pe negresă. Pică la mamă. Mamă, șut. În boscheți. În pălării. E gol chine Gagici. Asta e gol. Ia să vedem. 3 contra 2. A, dar arată în asta. Și șut, slab. Sunt 6 minute din prima repriză, scorul de 3-0, are intrat bine, nu știu cum a ieșit. Hai din până jos. Gol. 4-0. Nu am mișcat nimic ca echipa Braziliei. Dylan, hat-trick. Te-am spus, prima repriză. Hat-trick, mă, hat-trick. O să fie hat-trick pe repriză. Bravo, Dylan. O nouă frezură a lui. Jucător bun de tot. Jucător de bază al echipei. Dylan nu juca pe terenul ăsta, nu juca la sală. A jucat el mai de mult, dar nu l-am prins eu. În schimb, de un an și ceva de când am venit eu, de un an și o lună, a început să joace. Hai, John! Mai încă 3 minute și pauză de 1 minut. Mamă, ce se joacă ca la biliard. Dylan. Shoot, Dylan. Gol. Da Negres la gol, 6-0. Mamă, 6-0, încă 4 goluri și se termină meci. La 10 goluri diferență se termină meci. Știam că au un portar atât de slab, puteam să joc eu și să dau cel puțin 2-3 goluri. Șuturi pe poartă trebuie la Martin. Bună preluarea lui Dylan. Hai, încă 2 minute. 6-0. Mai am 7 gol.
Și de la rugby, transformare. Și John acolo, hai John tu l-ați dat un gol. John number one. Hai, corner. Dă din corner. Dă pe poartă. O să dea pe poartă. Încă un minut. Au lăsat-o băieții. Am din apărare, dar lăsat-o. Venis. Sper că le-am găsit numele. Hai, John. O fată care a recuperat Dylan. Nu poate trece de Dylan. Numărul 10. Dylan a primit pasă de la Negrese. Șut. Șut bun. Trezeci de secunde. 20. 15. 10 secunde. Apără portarul. 5 secunde. Se termină prima repriză cu scorul de 6-0. Bam, bam. Începe cea de-a doua repriză cu scorul de 6-0 pentru echipa lui Dylan. Dylan e rezervă de data aceasta. Joacă foarte repede, foarte rapid. Nu schimb poziția, rămân aici la mijlocul terenului, să filmez. Ozil. Ozil. Prima oară a crezut că trebuie să atace în dreapta. Hai, Bazil! Antonio. Șapte la zero. A dat Negresa gol. Că să întreb pe Dylan cum o cheamă pe asta, cum o cheamă pe ăsta, că să le spun pe nume. Intră Dylan. A, nu. Joacă în 5, pentru că sunt 7-2 diferență. A trebuit să iasă un om. Joacă 0, nu? Nu știu cum a dat. Bazin. Echipa lui Dylan are adversar, tot ei vor câștiga și campionatul de anul acesta. În curând o să fie finala. Sunt mai multe sezoane pe an. Oh, I did.
Bine, mă, Basilio. Gol, Basilio. S-a uitat la mine, Basilio. A spart gheața în 7-1, golul de onoare. Bravo, Basilio. Gol, Basilio, de gol. Amboroan, Basilio. Formula completă. Am intrat în futbolul lui Basil. Basiliano. Să dea și John un gol. Fabregas văd că n-a venit. Cătina. E, sub mâncați așa. Dylan gol, 8-1. Trebuie să iar un jucător de la echipa lui Dylan. Este o jucătoare. Trebuie să joace 5 pentru că sunt 6 goluri diferență. Adrian poate este un moroc acum. Sunt cu echipa Braziliei, acum să dea și ei două goluri, cel puțin. Gol, mă! Pare că Bantini a gol. 8-2. Iar intră o jucătoare. Sunt 6-6 acum. Îl pasă cu călcâiul, frumos. Asta așa a vrut să facă. Oh, ce șut! A jucat cu Mantinella, știa că vine înapoi mingea ca să șuteze încă o dată. Schmecher. Pasă greșită, a recuperat John. John cu Basil. Patru goluri, trebuie să mai dea două ca să fie hat-trick în repriză. Pasul lui John aici. Oh, John, ce pasă! A dat-o bine. John în fața porții. Presa, șut. Șut pe lângă Dylan. O să o pună capră pe jucătoarea adversă. Și a reușit aproape. Hamish. Hamish sau Hasish? Mai degrabă Hamish. Pasă în adâncime. Slabă mama Olea. Mamă, dar mai pe lângă a dat. Ia uite o mâncață, aia că este cu bătaie. A jucat
căldurută aici, trebuie să... Apocară la hockey se bazil acum pasă la vecime, ăsta-i gol rotul chiar în brațele portarului, brațele Martin. 8-2 pentru noi, 15 minute din cea de-a doua repriză. Ia uite aici. Între timp am descărcat un nou filmuleț cu partea a doua despre soția lui Leo. Am activat și generarea de bani, că pentru mine e ceva nou. Orice se învață, orice e un început. În orice domeniu. Mulțumesc celor de la YouTube că există exact pe stilul meu, pe placul Eurogol, cel mai gol mondial al lui Dylan, 9-2, a dat încă 2 goluri repriza asta, are 5 goluri, Dylan, 5 goluri, mâncați așa, mai dă un gol în 13 minute ca să facă hat-trick de repriză, hai John, Basil, iar a ieșit un jucător de la echipa lui Dylan, pentru că sunt 7 goluri diferență. Dylan la balon și eu și golul ar trebui. Pasă cu Antonio, pasă cu Negresa mică. Uite-o pe Negresa mică care șutează, nu se dea pasă cu Dylan. Acum a dat din greșeală. Hai cu Dylan, cu hat-trick de repriză. Hai că vreau să, așa să fie titlul. Patrick de repriză. Nu lui Dylan. Am văzut că 60% din România sunt urmărit pe filmulețele mele, pe episoadele mele. Urmează Statele Unite cu 6%. Deci sunt urmăriți din America, am mulți prieteni și pe aici în America care se uită, ales de aici de la fotbal, cu 10-2. Trebuie să mai iasă un jucător, 10-2, dacă va deveni 12-2, sunt 10 goluri diferență și se termină meciul. Da, ar fi frumos să joace toată repriza. Hai, Bazil, haide, Bazil, Andoro, hai, good, Bazil, good, nice, good, haide, oh. Dylan, dacă nu era la echipa lui Martin, nu mai era așa extraordinar de bun. Ce gol era să fie din bara venit iar în portar, în capul portarului. Pasă de la arbitru. A pus jos pe Antonio. Hai, John. John, e golul tău. John, este gol, John. Bine, John. Bucuros, am mai dat de mult ce ai gol. Good job. Good job, John. Good. Am făcut cu degetul. 10-3. Gabe. John, gol. După un an de zile.
dat John gol, bă, băiatul. Mai bine am cu... Încă un gol, ca să nu mai vii acasă, nu mai ești nimic. Te duc la Antonio, nu mai vii la noi acasă. Contează, am căzut frumos. John este foarte bucuros că a dat gol. Nu sper că să vadă și el golul la, la contul meu de YouTube. Să audă muzica pe fundal, trebuie să vorbesc mai de aproape, să mă aud mai mult eu decât muzica. Hai Antonio, haide, haide, unde e Dylan? Îl văd pe Dylan pe partea stângă, Dylan la mine în față, în apărare, șut Dylan de acolo, hai să te vedem. Dylan number one la echipa lui, sunt 8 minute din, din match, Dylan recuperează. Șutul lui Antonio pe lângă poartă. Este Martin, pasă cu Antonio, asta e fisul, asta e mama negresei, aici se joacă în familie. Mi-a făcut să văd pe Andreea să joacă aici. Poate nu face în echipă peste un an de zile, când are 6 de joc, are de tot 17 ani. Spune că la 18 ani am vrut să joc. Minimă de vârstă. Petea joacă umăr la umăr, mai sunt 6 minute, hai Dylan cu golul 3 la a doua repriză. Am uitat pe negresa asta mică, iată cât presetează, în altă poziție, aici cu Tsubi, Bazil și cu John, pe bară, uite pe Hamiș, Brazilianca care a dat un gol frumos. Doar tot, nu vezi nimic. Iar a dat gol clasat, al doilea gol frumos, 10-5. Am redus mult din diferență, 5 goluri.
Mai sunt 5 minute, nimic nu se mai poate întâmpla. Nu vă supăr dacă ia bătaie Dillon, dar are cum, e imposibil. Nu este finala. Hai, dă-mă cu Dillon, unde-i Dillon? Hai că e în fața careului. Hai, pasă cu Dillon. Uuu, ăsta dau gol, să vezi. Mai am sticurile ușoare, Martin. M-a prins, mă, muzica, mă. Vine Dillon. Shoot. Hai să ne 4 minute. Hai, hai că se poate. Avea un gol de-a lui John, cel puțin, dacă nu Basilio. Dillon știe că să mai dau un gol, altfel nu mai mănâncă nimic. Rămâne afară în supadă. Martin, uite gagica aia care se... nu e asta care se schimba. Aia fi pe bară. Era în boxer atâta. Șutul de Antonio și gol, 11-5. Nimic nu se mai poate întâmpla, mai sunt 3 minute și câteva secunde, 20. Se joacă foarte repede. Dillon în atac. Mire de Dillon, care are problema la picior. A făcut ceva injecții, dar tot are probleme. Bazin, cu două ce pasă de la Dillon, bun. Bravo, mă! Ăștia sunt oameni cu caracter, oameni buni, cunosc de ceva timp. Intră și pe contul meu de YouTube să vadă meciurile. O fac și pentru ei, o fac și pentru mine. Și pentru eternitate. Deci, 11-6, mai sunt 2 minute 30 de secunde. Țupi-țupi pe lângă. Hai, Squadron. O spaultat acolo, dar se lasă legea avantajului. Legea avantajului. Oh, nu mai vede hat-trick, Dillon văd că s-a schimbat. A ieșit. Sunt două minute. John este, a dat două goluri, John. Este John. Uite pe John, number one, John. Good job, John. Mă bucur pentru John. Nu mai dat de mult goluri. E foarte mult timp. Cred că are un an și ceva de când n-a mai dat gol. Bravo, John. John, două goluri bazi. Spre 10-7, nu este diferență mare. Diferență de 4 goluri. Putea să joace mai bine în prima repriză, să nu ne putem goluri. Ia fața asta, lovitură liberă. Ușor. Gol. 12-7, un gol ușor. Încă un minut din meci, se termină meciul, victoria lui Dillon. Uitați pe Dillon, s-a luat pantalonul pe el, s-a îmbrăcat.
Duda de training, m-a anulat. Mai 30 de secunde. M-a apărat Martin, mă rog. 25 de secunde. 12.7. Antonio, ultima fază, nu cred că mai se ajunge la poartă. Sau va da? 7 secunde. Gol! 13.7. A dat gol, mă, și se termină meciul. 13.7. Bam, bam! Doamne și domnilor, s-a terminat meciul cu 13-7 pentru echipa lui Dylan. Dylan a înscris 5 goluri, Bazil 2 goluri, John 2 goluri. A fost un meci de relaxare așa, putea să fie mai interesant, dar contează că a bătut echipa lui Dylan. Se apropie de finală, se câștige cel de-al doilea campionat. 2022. Cam acestea fiind spuse, urmăriți episoadele mele pentru că nu știți ce pierdeți. Să aude gălăgia acolo. Bam, bam! Mașina, încălzește mașina, Aurel. Aude pe Aurel la zăpadă. Dă zăpada după mașina. De frumos e afară. Iarna, în toată regulă, am înțeles că o să ningă și săptămâna viitoare, marți, miercuri. Mai ninge și până mâine dimineață, dacă nu mă înșel, să fie frumos. A înghețat parbrizul? A? Puțin, a? Puțin, a? I-ai dat drumul ăla ca să... la dezabuire? A, hai că se ia. Da, uite. Perfect. De zaburile, știa Gabe, nu știa. Uite BMW-ul. Te să-l băgăm în garaj sau îl ții afară? Hmm? În garaj îl băgăm ca să fie dezghețat, poate. Deci... la farul trebuie. La farul. Da, acum e lumină, a? Zăpadă apare și-i nimic. Aaa. Uite, e bine, mă. Bam, bam. Da, zăpada cu Aurel de pe BMW. Încălzește mașina, Aurel. Asta o repede cu sărgătorul. Se le poate strica. Uite, vine și Dylan cu Gabe. Gata, intru în mașina acum, că nu mai stau. Bam, bam. Băgăm mașina în garaj, uite cum ninge afară. Bam, bam. Gata.